Controversatul judecător Gary Beavell este deja bine cunoscut opiniei publice. De numele lui sunt legate acuzații de adoptarea unei hotărâri de judecată care a condus la atacul Ryder asupra băncii de economii în 2011, dar și alte decizii păguboase pentru stat. Beavell este acuzat că a legalizat 640 de milioane de dolari din laundromat. A fost suspendat din funcție în 2016, iar în 2020, restabilit imediat după controversata decizie a procurorei Mirandolina Sușițcaia. Se dispune reluare de efect de care Bivo, activitățile de judecător, corecunea drepturile salariale avute în timpul. La 3 ani distanță, recidivează și ajunge iar în vizorul procurorilor în alte 2 dosare de corupție. În noiembrie 2023, în biroul și la domiciliul lui Beavell au avut loc percheziții într-un dosar în care sunt implicați încă 3 judecători, inclusiv soția lui Gary Beavell, Valentina Garabagiu. În urmă cu 2 luni, CNA a anunțat că Gary Beavell, împreună cu un alt judecător și un avocat, sunt subiecții a încă unui dosar penal deschis pentru corupere și trafic de influență. Aceste noi recidive nu îl împiedică nici de cum pe Gary Beavell să pretindă de la stat despăgubiri de 1,2 milioane de lei pentru dosarul legat de laundromat, încetat de procurora Sușițcaia. A mers la o ședință de judecată în acest proces civil, dar Gary Beavell nu a venit. Avocatul nu a fost prea vorbăreț. Fără opinia clientului, eu nu pot să dau acum să fac careva comentarii. Doar că cunoașteți că a fost depusă această cerere de chemare în judecată prin prisma legii 545, respectiv urmează să se expună instanța pe parcurs. Astăzi am examinat, au fost explicații și pledurile deja sunt stabilite pentru luna mai. Și atunci o să revin deja cu careva detalii, o să cer și opinia clientului vis-a-vis de comentarii și o să vă răspund la toate întrebările. În timpul ședinței de judecată, avocatul lui Beavell a declarat că ar putea pregăti o nouă cerere în instanță pentru achitarea despăgubirilor clientului său dacă va fi achitat în cel de-al doilea dosar legat de laundromat, în care este judecat pentru pronunțarea unei decizii contrare legii. Pe 23 aprilie a venit și achitarea lui Beavell. S-a judecat la Hotărăște. Beavell Gary, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 307 la 1 Cod Penal, se achită din motiv că faptul inculpatului nu întâlnește elementele infracțiunii. Gary Beavell a lipsit și de această dată, iar avocatul său a fost scurt în declarații. V-ați așteptat la o asemenea decizie instanță? Da, sigur că ne-am așteptat la o asemenea decizie de achitare, pentru că nu este componentă de infracțiuni. Noi suntem mulțumiți de decizia respectivă, de sentința respectivă. Na, ce urmează noi nu cunoaștem.